În urma unei sesizări primite la Garda de Mediu Suceava cu privire la nerespectarea legislației de mediu într-o carieră de piatră din zona municipiului Vatra Dornei, comisarii din cadrul Gărzii de Mediu Suceava au efectuat un control pentru protecția mediului la respectiva carieră. Rezultatul verificărilor a scos la iveală faptul că societatea care desfășura activitatea de extracție a pietrei pentru construcții și a pietrei calcaroase nu deținea autorizație de mediu. Ca urmare a constatărilor efectuate, societatea în cauză a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 50.000 de lei, conform prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 195 din 2005 privind protecția mediului. Pe lângă amendă s-a aplicat și o sancțiune complementară constând în suspendarea activității de extracție a pietrei pentru construcții și a pietrei calcaroase, conform prevederilor Ordonanței de Guvern privind regimul juridic al contravenției. În urma controlului efectuat au fost stabilite măsuri și termene de realizare pentru a asigura conformitatea activității respective cu prevederile legale în vigoare și pentru a se încadra în legalitate.